Plata nu va fi plătită pe zi de spitalizare, ci o singură dată la ieșirea din spital, între 5 și 10 lei, indiferent de perioada spitalizării. Oamenii susțin că nu prea este bine, chiar dacă recunosc că totuși suma de bani nu este mare. Cei care se apropie de pensionare spun că au plătit toată viața la sănătate și li se pare neregulă ca acum să fie introdusă o nouă taxă. Ce părere aveți? Cum o vedeți? Păi eu o văd, ar fi bună pentru cei care nu sunt... cum se zice, luați în calcul la casa de asigurări. Dar se mai întâmplă și de an de asemenea. Adică plătiți toată viața la casa de asigurări de sănătate și acum mai plătiți și ceva în plus. Mai e mea și din bani. Uh-huh. Și nu prea sunteți încântate idee. Păi ce să fac acum? Eu trebuie să rezolv problema. Cum să o vedem? Greu. Mai ales cine nu are bani, eu nu știu cum se descurcă. Foarte greu. Greu. Acum ați venit la spital pentru... Ai făcut soțului o internare pentru prinichii. Nu este bine să plătești și normal că nu e bine. Eu am venit în vizită la cineva. Atâta vreme cât plătești toată viața la casa de asigurări de sănătate, ți se reține din salariu, să mai și plătești atunci când te internezi? Păi nu trebuie. Nu trebuie, că omul plătește toată viața când muncește. Ministrul Sănătății a mai anunțat că vor exista și anumite categorii de bolnavi care vor fi scutite de achitarea acestei taxe, dar nu a făcut precizări suplimentare în acest sens. Mihai Moisescu, președintele Patronatului Medicilor de Familie din Gorj, spune că suma de bani este derizorie. Cred că această coplată este o picătură într-un ocean de modificări pe care ministrul vrea să le facă. E o picătură care, din punctul meu de vedere, nu contează foarte mult, decât poate în dimensiunea mentalității oamenilor, pentru că suma este derizorie, este vorba de 5 sau 10 lei pentru o internare. Rolul pe care îl are, nouă ni se spune că ar fi vorba de a bloca internările abuzive, vizitarea permanentă a ambulatorului, a laboratoarelor și așa mai departe. Eu nu cred că îți va atinge acest scop.